5 morți și 28 de răniți. Este bilanțul tragic al celor 28 de accidente rutiere produse la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, cele mai grave accidente au avut loc în Chișinău și Bălți și în câteva localități din raionul Glodeni. În perioada 13-15 decembrie, inspectorii au depistat 1800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. În topul abaterilor a fost viteza excesivă. 870 de viteze umane au fost penalizați, iar 34 de conducători auto vor fi cercetați penal pentru că au condus mașina în stare de ebrietate.